Accident mortal în această după-amiază în localitatea Dolceană Calopăr, după ce o femeie din Craiova, în vârstă de 45 de ani, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers. Mașina femeii a fost lovită de un alt autoturism condus regulamentar de un tânăr de 31 de ani din localitatea Silișta Crucii. În urma impactului, autoturismul condus de bărbat a fost proiectat într-un cap de pod. Șoferul a murit în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva. Polițiștii au întocmit acum dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.